Acum și eu sunt 12. Regenkampf, cred. Fiindcă conduce un grup de jucători valoroși, o echipă de personalități, o echipă cu jucători care contează pentru echipa națională, Regenkampf cred că poate să facă diferența, să facă performanță pentru echipa asta. Cred că e cel mai important pion de la echipa asta. De când sunt la Vaslui, tot am sfatul pentru el. De când sunt la Vaslui, l-am luat așa sub aripa mea, fiindcă am văzut de atunci un mare potențial în acest copil. Acum văd că mai nou, deja și-a luat rolul de lider într-un grup, fiind și tânăr. Cred că asta îi lipsea puțin încredere și uite, tocmai vorbeam de Regenkampf care a venit și l-a descătușat. Deci nu cu multă lume a reușit. Pentru suporteri în general, să rămână alături de echipele pe care îi iubesc, fiindcă e greu pentru jucători, se confruntă cu multe, multe probleme, fiindcă fanii nu sunt, tot felul de scandaluri care nu fac bine la echipă și cred că jucătorii stelei resimt lipsa fanilor. Să rămână alături de echipă și să iubească necondiționat, fiindcă atunci când le arată devotament și iubire și jucătorii simt asta și încearcă să se dăruiască pe teren tocmai pentru a-i satisface. Superbă. O perioadă cu bune, cu rele, o perioadă cu suișuri, cu burșuri ca la orice club, dar aici am cunoscut și aprecierea unui public stelist sau unui public român exigent, un public care e cunoscător de fotbal. A fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine. Eu sunt 12.